Adică mama la discuția s-a uitat în ochii mei și eu, eu, eu i-am spus, tu chiar crezi că mor? Eu eram panorama, gen, chiar crezi că mor? Și mi -a, a început să plângă și mi-a zis, mama, mă, tu mori. Mi-a zis, nu mai apuzi eu tu, de naștere, mori. Și atunci m-am panicat și eu, gen. Și ei au fost cu chestia asta că muream. Și au vrut ceva 100% sigur și au ales cea mai bună clinică pentru creier din lume. E mai scump, dar pula mea. Au vrut să meargă la sigur. Și când am ajuns acolo, m-au internat direct. Aici, altfel, nu se poate. Și era și chestia, dacă eram în. de, de exemplu, dacă mă internam la obreja. E foarte bine și acolo, dar pentru mine, fiind în București, aveam chestia aia, sunt în București. Mă stau aici Ai contacte. două săptămâni, am ieșit, mi-am rupt, cred. Dacă ești în Turcia și nu știi că stai, că. Mi-a făcut o schema acolo, mi-a zis că stau o săptămână. M-a original, că am stat o lună și o săptămână. Fără prea mare introducere, așa și fără prea multe măzcambe, data trecută era un rava, acum <laughs> e alt rava, de Crăciun era alt rava yeah. și. Ce mi se pare mega tare că ești a treia oară în aproximativ discuții, și în nicio altă parte nu te-am mai văzut, chiar te-ai ținut de promisiune. Da, da. Băi, mă bucur că ești mult mai bine. Apropo, ca să fie foarte clar, fără scandal, fără cir, fără panoramă, nu o să intrăm în zone de astea controversate. Efectiv, mă bucur că mai mult mai bine, și da, am și zis, mai facem un podcast acum, podcastul de reveneală cum ar veni. Da, învățăm și copiii. Ce trebuie să fac? Păi hai să începem direct acum să învățăm copiii ce trebuie să facă. În primul rând ce ai făcut tu greșit și cum ai reparat după aia. Am intrat noi un picuț, în primul podcast. Da, da, am mințit atunci. <laughs> Iar am mințit, eram torpilat. <coughs> nu, în serios acum. Ai mințit? Da. Ce? Că nu mai mă drogam atunci. Da, de fapt, eu atunci eram drogat. Eram varză. Inclusiv un podcast? Ok. Uh, și ce s-a întâmplat între timp? Că vorbim doar de câteva luni, fie vorba între noi. Nu, no, A fost chestia că a trebuit să mă las și a fost cea mai bună decizie că muream. Legit, muream, 100%. Dar da, tu ai erai... A uitat în ochii mei și mi-a spus, mori dacă nu te oprești. Dar momentul ăla din ce am vorbit noi și din ce discuția am mai auzit, tu pe punctul de a te lăsa sau începusei să te lasă sau încercai am, am, am încercat foarte mult, dar mă mințeam. Adică nu făceam... Eu de obicei începeam dimineața, când mă trezeam, până mă lua Și atunci, să-ți să dau un exemplu, nu mai începeam dimineața, începeam la 2-3. Adică asta era tentativa mea să mă las. Deci nu mă luai de la prima oră, da. așteptai să facă după amiază. Da. Ca rochea de seară, nu te duci... De dimineață în rochea de seară la alimentar. Ai și tu dreptate. Păi și pe ce erai? Uh, pot să zic pe față. Da? Cum sună? Cocaină, Sanax și oxicodon Și le alternai? Da. Exact în ordine asta? Uh, luam uh, cocaină, uh, mai luam Sanax să mă lase, după făceam speedball cu oxicodonă, care puteam oricând să mor în oricând, oricând. Bos, pot să-ți dau o listă doar din memorie de șapte o muzicieni care au murit de la speedball. Da. Care este cea mai mare mizerie de drog posibil. științific vorbind, poți oricând, șansele, sunt șansele 50-50 să mori când ești pe speedball. Când ești între plus și minus constant. Și eu at... nu știu cum am trăit. Bă, nici eu nu știu cum ai trăit. Și chiar voiam să te întreb cum ai scăpat. Adică de ce crezi că ai scăpat? În primul rând Dumnezeu că dacă nu era Dumnezeu nu mă ținea atât în viață și după familia mea m-a ajutat și mai mult, m-a trimis în Turcia o lună. Cât ai stat în Turcia? O lună și o săptămână. Unde? În Antalya. Ma, așa, e vreun centru de detoxifiere da. acolo? Da, e, cel mai, e cea mai mare clinică pentru creier, pentru oameni cu, care sunt adictivi. Pentru dependență. Da. Ce ai făcut exact acolo? Cum arăta o zi din centrul ăla de detoxifiere din Antalya? De prima oară m-au găsit cu 18 substanțe în corp, 18 droguri. Nu le-a venit să creadă și m-au pus pe detox prima săptămână. Se vraje urâte, oribile, între murac, de la sanax, capul, picioarele, mâinile. și după o săptămână a început să-mi dea alte droguri medicinale mai soft până am ajuns în punctul în care să nu mai am și. și atunci am primit un tratament. a început cu metadonă sau a luat cu chestii mai... Metadonă, metadonă l acasă, eu de capul meu și când au auzit oamenii a zis nu, nu trebuie să mai dăm cel puțin benzo sau opioide m-a scos după. Nu mai consumat. Și am ajuns în Turcia că am făcut o psihoză. Nu mi-a venit să cred că e adevărat. Aia a fost cel mai mare semnal de alarmă din viața mea. Psihoză. Da, nu mai controlez creierul. Efectiv, vedeam oameni morți. Vedeam, auzeam pași, auzeam voci. Atunci nu mai ai control asupra ta. Te am făcut un atac de panică foarte mare. Am mai ținut psihoză. Erai singur? Cu magică. Și am făcut un atac de panică foarte mare. A venit tata să mă ia. Eram la munte, tata credea că am luat LSD și am zis nu, nu, nu și s-a prins vară meu. Am făcut psihoză, eu nu voiam să spun nimeni acasă și a venit de la munte și m-a dat în gât, dar mai bine că m-a dat în gât. Eu voiam să merg pe burtă că după, gen, după ce am venit, după ce am făcut psihoza, mi-am mi luat chei să trag pe nas. Adică tot inconștient era. Nu puteam să mă opresc efectiv. Și a spus lui mama, mama l-a chemat pe tata, a venit banii cu Alice sunt ca părinții mei din Anglia pentru mine și s-a luat hotărârea în câteva zile să plec în Turcia și în alea câteva zile tot m-am îndrogat, ce crezi? Asta mi se pare o... adică tot nu putem să mă opresc îmi luam sanaxuri, trăgeam cocaină dar tu conștient aveai gândul că ar trebui să te oprești? Eu mă obișnuisem cu ideea că mor. Adică îi spuneam lui mama, vezi că când mor o să-ți las ție piesele, vorbești cu Luca, iei tu bani. Adică ideea mea era că mă duc. Adică eram obișnuit. De mult timp, de mult. Până și la podcast, când am venit, eram... Mă duc. Adică știam că o să mă duc. Vorbești de primul sau de al doilea podcast? De la, de la primul. <coughs> Mă, oh, da, e destul de greu așa ce-mi povestești tu aici, mă tot gândesc cum să o apuc. Pe de altă parte ai zis că îi lăsai piesă lui, maică ta. Da. Asta înseamnă că în tot timpul ăsta ai lucrat, adică erai junkies funcțional. Nu, am, am ajuns în punctul în care nu mai puteam să cânt. Shotgun am tras-o de două ori și haită de trei ori. Eu nu mai puteam să cânt, nu mai puteam să articulez cuvintele, nu mai aveam putere să cânt adică aveam 54 de kg. Și aveam piese vechi. De exemplu, albumul 46 era de mult Și alea aveam să las. Dar așa mulți că nu mai putem să fac. Ultimele șase, 7 luni nu mai putem să mai cânt deloc. Nici piese scrise, nici piese trase. Nu, nu, Și când scriam, aberam foarte mult. Aberam, erau niște aberații. Bun, și acum, apropo de cât de mult ajută drogurile sau nu la procesul creativ, chestie pe care am tot o aici aproximativ, e foarte imbecil ce întreb acum, dar nu e ca și cum nu o să se întrebe și oamenii care se uită. Nu crezi că acum dacă te-ai lăsat de droguri e posibil să ți se ducă chestia aia care era a da? ta? Asta am crezut și eu. Și am stat cu Luca în studio și nu, nu am nicio problemă. Adică stai că întreb în off. S-a lucrat și după ce s-a lăsat complet? Și e bine? Poți să zici la microfon, poți să vii chiar și în coace, adică ca să nu vorbim în of așa, sau să-ți dea baboia și un microfon. Ah, ok. Vino în coace și zici. Stai că sunt toate microfoanele la ravanele acum. Nu, vino în coace. Hei, salutări! Ce am zis mereu a fost că mie mi se pare că face muzică mai marfă când nu e pe droguri. Și că poate să-și controleze vocea mai bine. Vocea îi sună mult mai bine când e, nu e pe ele. Și s-a demonstrat asta. După ce a venit din Turcia, s-a făcut muzică bună. Adică Rava X Beach Please, ce s-a lansat acum, a fost făcut... Fără. Azi, uh -huh. înainte să venim la tine, am făcut o piesă foarte bună, care cred că e single. Deci da, mie mi se pare că își controlează vocea mai bine, îi sună vocea mai bine și mm, jonglează mai bine cu flow Când era pe ele, era mai cântăcios mai, uh, și acum e mai fast flowing. Deci da, mie mi se pare mai bine așa. O să da Dumnezeu să te țină. Sunt de 5 luni nu, și nu mai mă întorc niciodată, de nici măcar nu mai fumez iarbă, nici o pastilă, sunt decât pe tratament, care trebuie să mai țin un an. Ok, și o să trebuiască să te mai întorci pentru examinări la, la clinica Am aia? Am întors și acum fac online și peste, un, peste 6 luni o să mă duc acolo. După ce te-ai lăsat, n am mai apărut tentația de a mai încerca? Am da. Păi visam noapte, că mă droghez. Fără că trincă. n am visat două luni de zile în fiecare seară. Că trag cocaină, că bag că bag, că fac. Adică e în creier, e ca o boală. E o boală, de fapt. Asta mi-a spus în clinică. E o boală care o ai toată viața. Să fii dependent de droguri. Și orice dependență, de alcool, de futut, de orice. Și n-am e în capul tău orice ar fi. Și ai momente când văd chestii, uite, când am intrat aici prima oară, mi să -am adus aminte că eram varză. Adică îți vin niște flashback-uri în cap, în continuu. Păi și acum cât te-ai lăsat, planul tău care e? În afară de făcut muzică. Ok, am înțeles. Făcut muzică, sig, vă ocupați, probabil să pregătești album, single-uri. Da, da, Cântările merg în continuare, n-ai da, 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 am avut o pauză, dar acum am intrat în ele iar. Păi, să fiu un om normal. A, să apreciez cum e viața. Că înainte, primul lucru că mă trezeam, mă drogam. Gagi că mă spunea că e real, gen. Nu-i să creadă că deschideam ochii și îmi făceam o linie de orice apucam. Eu am fost de bine Și trăgeam efectiv de când mă trezeam până mă culcam. <coughs> și nu... Eu stăteam în casă, nu ieșeam afară, Că mă lua gardă sau... Și stăteam în casă și mă duc. Erai și într-o paranoie de asta continuă? Da, 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 da. Și mai ales că am și probleme cu poliția. Dacă mai făceam încă un căcat, mă duceam la pușcărie. Problemele da. cu poliția le e din ce cauză? Tot legat de droguri? Da. Nimic altceva. Hmm. Și altceva. E de povestit sau nu? Da, da. <laughs> ok. Bun. Nu detaliem. Dar da, încă o coadă cu droguri era pe exact ce îți mai trebuie. Da, păi mă duceam. Dar de ce te-ai apucat din primă instanță? Adică, stai un pic, hai să -l luăm de la început. Care e prima ta amintire cu, legată de droguri? Când te-ai apucat să te droghezi prima dată? Și de, de ce? La 13 ani am fumat iarul. Nu știu, eram la școală. Stăteam, mi-o ardeam cu ea pe acolo și am tras un fum două. Da, după, după gen fumam foarte, foarte rar la mișto. La mine, eu, asta e prost la mine, că măcar dacă fumam iarbă și atât. Și eu direct am intrat în cocaină. Am tras o linie și după patru ani de zile am tras în fiecare zi. Și ajuns să nu mai poți să faci chestii dacă nu tragi. Nu puteam să mai vorbesc dacă nu trageam. Nu puteam să merg, nu puteam să fac nimic. Deci ce înțeleg eu de aici este că și asta din experiența ta personală, e că de la arbă începe tot. Da. Adică e posibil să nu se ducă mai departe, dar se deschide ușa cu iarbă. Da, și cine, cine se lasă... Să nu știți că nu v-am spus. Și cine se lasă de droguri și spune, bă, mai fumești și o iarbă din când în când e vrăjeală. Asta am încercat și eu. Mă las, fumez decât iarbă și după o rădeam în altceva. Așa e orice om. Că te saturi de iarba aia cât să o fumezi. Te gândești și te mă, m-a făcut de bala copiilor iarba asta. Ia să trag o linie. Și în linia aia te duci în toate alea. Eu am ajuns, ajunsesem să trag orice. Ce ce era de tras până și de, și ce nu era de tras până trăgeam până asta. Pastile trăgeam până asta, care puteam să mor. E ticul ăla, devine un tic foarte urât. Să ai mereu ceva în nas Și Te distruge și în toată perioada asta, care au fost exact oamenii care au stat lângă tine? Adică eu mă gândesc inclusiv la gagică ta, că săraca nu cred că a fost foarte ușor. Adică tu ai avut în cap și impactul pe care l-ai asupra oamenilor din jur? Da. Păi de asta vreau să și spun ce am făcut. În mulți copii zic, uite mă ce drogat era omul ăsta. Da, avea femeia, are bani, are nu știu ce, și oamenii gen și au pe drumul ăsta și nu e bine deloc. Văd o legătură directă între faptul că ai succes și ești cumva ok. Da, cu drogurile. Și fac legătură cu drogurile și de fapt n-are nicio legătură. Da. Și sunt mulți copii care îmi scriu pe Instagram, știu că m-am drogat de m-am rupt, bă, cum fac să scap? Și am zis eu un podcast tot aici că fără ajut că ce pula mea nu trebuie ajutor. Dar de fapt o, îți, trebuie. îți trebuie, ajutor. Fără, fără ajutor nu poți face nimic. Eu am încercat toate metodele, mi-aruncam drogurile și îmi luam altele după 10 minute, făceam crize. mi arunca că zic că drogurile, făceam crize cu ea. Nu e, nu e schemă. Trebuie ajutor. Dacă nu primești ajutor de la cineva specialist pe bune, nu, nu faci nimic. În România ai fi putut să-ți rezolvi problema? Adică de ce s-a ales Turcia? Ca asta, e asta chiar e o problemă pe care o avem. E centrul pe lângă Sibiu, care mi se pare că e specializat mai mult pe dezalcoolizare, dacă nu mă înșel, și de dezintoxicare. Adică ați căutat și în România un loc în care să poți să te duci să scapi? Nu, tata a fost cu chestia, tata, mama, familia mea a fost cu chestia asta, că sunt prea rău. Adică mama la discuția s-a uitat în ochii mei și am spus, eu, eu i-am spus, tu chiar crezi că mor? Eu eram panorama, gen, chiar crezi că mor? Și mi-a început să plângă și mi-a zis, "Mă, tu mori. Mi-a zis, nu a pus ziua lui tactu, de naștere, mori. Și atunci m-am panicat și eu, gen. Și ei au fost cu chestia asta că muream. Și au vrut ceva 100% sigur și au ales cea mai bună clinică pentru creier din lume. E mai scump, dar pula mea. Au vrut să meargă la sigur. Și când am ajuns acolo, M-au internat directorul. Nu? A zis că altfel nu se poate. Și era și chestia, dacă eram în, de, de exemplu, dacă mă internam la Obreja. E foarte bine și acolo, dar pentru mine, fiind în București, aveam chestia sunt în București. Mă stau Ai aici contacte. două săptămâni, am ieșit, mi-am rupt cred. Dacă nu ești în Turcia și nu știi că stai, că mi-a făcut o schemă acolo, mi-a zis că stau o săptămână. M-au ars original, că am stat o lună și o săptămână ești gata, fug, 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 fug. N-ai unde să fugi. Ești închis acolo, n-ai cum. Dar oamenii foarte buni pe chestia asta, pe detox asta. astea, că e foarte... la benzo când te lași, e foarte greu să te lași că ai psihoze, cum am avut eu. poți să devii... Cum pe să mea se numește? De la de aude, vede... Schizofrenic. Schizofrenic, ai halucinații, da? Poți să, să devii schizofrenic, și oamenii m-au ținut sub control acolo. Eu știut ce să-mi dea, cum să mă. Ai stat singur în camera acolo? Cu mama. Deci a fost un membru al familiei? Cred că în capul meu a fost că dacă nu veneam o omoram. Sau că fugeam sau că fugeam ceva. Și fără mama n-aș fi putut, sincer. Acolo, dar era, era periculos, adică te-ai gândit să-ți faci ceva? Bă, la un și am văzut acolo, mi-a venit să cred, am văzut oameni cu tăiați la gât cu sânge, voia să se înucidă, când mai aveau patru zile și plecau acasă. Când țipete pe holuri, s-a aruncat lumea pe jos, începea să urle. A fost tare a fost urât. A fost foarte urât, dar trebuia, că altfel n-am ce să fac. Cât ai stat în dezintoxicare acolo? A avut momente în care ai zis că nu mai scapi? Da. Dar momente în care ai început să vezi lumina asta de la capătul tunelului? Am început când m-am îngreșat. În clinică m-am îngrășat vreo 10 kg. Și când m-am uitat în oglindă și am văzut că nu mai mi se văd oasele pe față și e. am zis că se poate, dar înainte nu, nu credeam. Adică eu i-am zis, eu i -am, i am și zis lui mama, bă, m-am -ai adus aici degeaba, că eu complet tot acele lucruri o să fac. Dar uite că n-a fost așa. Pentru că eu acum am niște, un tratament antipsihotic, care dacă îl opresc brusc, pot să intru în comă. Și mă ține sub un control. Și te face să nu mai... Adică, drogurile astea te duc la moarte. Dragonul a spus vorba asta într-o piesă, că îți faci rău intenționat și ai ajuns să nu mai controlezi. Și dacă să mor, mai bine vă treaba Nu mai... M-am distrat destul, mă. Deși distracția asta e proastă loc, că nu mai ții minte ce am făcut ultimii patru ani de zile. Eu nu mai știu cum am intrat aici, de la trecută. De un live-ul cu toată lumea, mai ții minte? Dar știi că atunci ai câștigat internetul, adică... Da nu eram toți, bă, ce simpatic era, adică... Da, dar atunci știu doar că mai era să mai asum noi aici la masă. Da, și luat pe telefon și încă de capul, și eram... Băi, scuze că râd și nu e de râs, dar... Of, doamne, deci hai să ne întoarcem. Marea jmecherie să accepti, exact cum spuneai <fri> tu, din ce-mi povestești tu, că n-ai cum să o duci la cap singur. N-ai cum. Altă chestie pe care am înțeles-o din discuția asta este că odată ce te apuci de fumat, iar bă, la un moment dat, clar, apare predispoziția și către alte drumuri. Da, asta, asta Adică aluneci. Și depinde și cu cine te învârți foarte mult, anturajul. La mine în anturaj era jale, acum nimeni nu mai face nimic. nimeni din brigadă. Înainte, dacă voiam să mă las de chei, venea unul care știa că care mereu chei la el, Ia-mă o linie și nu mai putem să mă las. Acum toată lumea e detox. Da, au început să o facă după ce te-au văzut pe tine da, și s -au că ți au ieșit și s-au speriat? Da. da. Au fost unii care s-au apucat de detox înainte să te apuci, tu? Da. Da. Și încercau să mă ajute, dar nu voiam eu. Dacă ar fi să luăm acum pe peste tu, câți ani ai acum? 20, 20? 21? 21. Mamă, ce mic ești, doamne. Să fii sănătos. Serum. Acum că tot ai luat-o pe, pe calea asta. Ce crezi tu că o să faci peste 10 ani? Și acum pun din nou întrebarea asta în contextul în care clar ești mult mai conștient și mai apt să dai răspunsul ăsta. Cum te vezi tu peste 10 ani? La casa mea să fiu la casa mea. Să mă vadă treaba mea. Și cam, tot știu, e gen să te bucuri ca un om normal. Eu nu mai mă bucuram de o mâncare, mă rog, nici nu mâncam, că eram pe cocaină două săptămâni. Gen, te bucuri de o mâncare, să bucuri de o ieșire. Să-i faci un cadou lui Mata. Asta e frumos. Să faci bani nu se, îi făceam bani și am spart, am spart, m-am calculat, cred că 100 și ceva de mii pe droguri, într-un an. Pe o parte ai făcut bani, pe de altă parte sunt bapul, ai ales să-i dai pe cea mai mare tâmpenie din lume. Da. Adică, tu ești conștient că ai dat o casă pe droguri într-un an, nu? Da. da. Asta mă și oftic acum. Și am dat cu piciorul la multe ocazii. Dăm exemplu de două ocazii la care da 3, trei, două, una, prima care îți vine minte. Știu, sunt, multe, sunt și multe piese care mi-au trimitea Luca, bă, dă pe asta, dă pe asta. Mă spărgeau în ultimul hal. Dar nu puteam. Piese care au ieșit și au fost hituri după aia? ca asta e și mai... Asta e și beat slap așa, adică da. iau tera -te, vanilii ce ai făcut. Da. A aratat-o pastă Da. Multe chestii, la modul... Eu nu prea mă afișeam decât prin muzică și atât. Și aveam ocazii să mă afișez, nu știu, în anumite situații, interviuri, reclame, pula mea de -aste. Și păi mine doream pula. A primit, și acum întreb nu în fost un picuț aici la management, uite așa, așa, gata, baboiaș. A primit Rava cu propuneri de contracte de imagine? Adică au fost contracte de imagine de la branduri comerciale? Da sau nu? Că nu o să întreb brandurile care sunt. Puține. Puține. Și multe branduri nu vreau să asocieze cu stilul tău de viață. Da. Uite, așa mi Asta e altă chestie. Da. Și cumva pot să-i adică... Ce am avut numai în reclamă de asta, până foarte prostă. Pentru că oriunde mergeam eram drogat. Lumea asta nu înțelege. Că eu, sincer, de când m-am apucat de muzică, eu, toate aparițiile mele eram drogat. Toate, toate. Nu există una în care să nu fiu. Bă, nici, nici, măcar una. Mă uitam pe internet, nu există... Mă rog, acum există, dar înainte nu exista să nu fiu drogat. Și e prost rău, adică ai un impact negativ asupra publicului. Nu vrea nimeni să asocieze cu tine. Norocul meu a fost că am, nu știu cum am cântat. Am cântat bine. Asta vă să zic. Băi, ce s-a întâmplat totuși la live-uri? Că am prins vreo două, trei concerte de la tine și erau bombă concerte. Adică... Da, nu știu cum le duceam. După două piese mă duceam la pârnii și spuneam, bă, le, și, și spuneam, hai mă, hai. Și acum duc un concert și mai închef de încă unul. Adică ăsta ești tu, ești tu că... Și mai bun și gândesc, pula mea, dacă eram trează în ăștia doi ani, păi făceam de 20 de ori ce-am făcut în 2 Dacă prăjit, mort, am reușit să fac chestiile astea, trebuie să înseamnă că le făceam în două minute. Asta e și șmecheria tinereții, că atunci când ești tânăr, mai ales când faci tot felul de tâmpenii și de prostii, cum ar fi drogangela asta fără nicio noiemă? Ai impresia că nu poate să te distrugă nimic. Și că duci, și că mergi, da, și că, că, ești, că, ești că ești nemuritor. Lumii, da? Ești regele lumii, pula. Și bine că tot și, asta? Un, și un tupeu foarte jigos, adică aveam 54 de kg, veneau 20 din și eu am pe toți. Eu eram pulă. Adică inconștient puteam să mă omoare lumea eu e în E o foarte mare cu drogurile. Foarte, foarte mare. Tu poți să intri, mai ales când ești drogat, să ai în cercuri cu arzoi, cu dealeri, cu traficanți, cu pura Și te arde lumea, te face de boală cu pilor dacă nu ești atent. Nu știu cum am scăpat eu așa ușor. Eu. Mă îndoiesc că nu te-ar fi ars, dar A, probabil nu te-au ars. Lumea de m-a rupt, 100%, dar la, la modul... N-am, n, -am, n -am ieșit așa greu. Bă, pe de altă parte... Nici nu știu cum naiba să o spun să nu pară dubios, că mai bine că ai pățit asta la 19-20 de ani când, când ți-a dus corpul, bă, că dacă da. te apucă pe la 30-40. Da. E belite, De asta e belită direct, adică în doi ani intri în pământ sigur. Păi și dacă ar fi să tragi tu o concluzie așa pe care să o spui mai departe și să o zici și ăstora mici, uh, care ar fi aia? Nu, trebuie să fii gangster ca să faci bani și să fii cineva gen. Eu mers toată viața pe asta, tu mă trebuie să fiu pulă. Și din chestia asta, că uite, i vedeau că mă droghez și că sunt cineva. Poate și ei au început să drogheze, dar nu. Asta te duce în jos. În fața, rămâi, mulțumesc Dumnezeu că mi-a revenit, că dacă nu, eu rămâneam fără familie. Nu aveam copii niciodată, că ieșeau copiii varză. Nu puteam să am o viață normală. Și pe dar... la oaia că pun să rămâi tu fără familie mea, că rămânea familia ta fără ei tine. Da, asta Hai, e, că eu am avut, am avut două morți clinice. Și înainte să plec în Turcia, cu trei zile am intrat în comă. Adică mori și doar asta, nu știu cum a ținut Dumnezeu atâta timp. Că asta zic că a fost un semn de la Dumnezeu că am trăit. Zice că înainte n-a avut nici măcar o apariție în care să nu fii spart, rupt, drogat da. sau mai știu eu ce. Pe de altă parte s-a tot Rostogolicii s-a tot propagat și mitul ăsta pe internet. Și toate poveștile și memurile alea cu tine. Ah, cu doi la viață și toate prostiile alea și toate glumele da, alea. Da. Pe care probabil le știi. Da, da. Într-un fel le vedeai atunci și probabil te duream pulă în alt fel le vezi acum. Mă și enervam. Le vedem și puneam pe Instagram și spuneam să vă dau la muie. Cum să am eu doi la viață? Nu piși pe voi. Dar oamenii aveau dreptate. Acum le dau dreptate. Și intram și într-o depresie. Intram în depresie că primești 3.000 de mesaje ești mai morții tăi, drogatule, mori. Și după de supărare mă drogam. Adică ziceam opiși pe voi. Eu te, sunt foarte perverse drogurile, te fac de cap gen te învârt într-un stil... Sunt perverse în sensul în care la un moment dat te deconectează de nu mai contează absolut nimic în afară de a te droga? Doar că da, ăsta e singurul La un moment dat că mi-a zis plec. Și am zis pleacă. Cu gândul că eu am drogurile și nu am nevoie de nimic. Și mi-am chemat tovară și m-am drogat. Și chiar nu mai a interesat o secundă că a plecat. Nici măcar o secundă. Și după trei luni mi-a revenit, vină fără înapoi iartă Adică nu mai ai legătură cu realitatea deloc. Um, mai rog, este pe care v-am să, -o, -o întreb. Asta cu managementul, cum ai manageria tot hate ăsta și toate mesajele alea care au venit spre tine, eu m-am întrebat multă vreme, pentru că atunci când am făcut noi podcastul la primul, mm. m am primit eu mesaje, adică chiar vrei să-l chem pe ăsta aici, vorbi cu el, zic, da. L-am filmat, am vorbit și dat fiind condițiile date, am fost ok. Tu te-ai uitat la episodul ăla, te-ai uitat acum în trez, te-ai mai uitat la el? Ca să uit, după 5 minute l-am închis. Drogat, m-am uitat, zicea, mamă, ce tare M-am uitat acum, nu mai venit să cred. Hai că la ăla când eram toți, m-am scos, că am scos șapte cuvinte, panorama, ha, ha, râs. Dar la, la recunosc că ai fost super simpatic. Mie mi s-a părut că ești super simpatic și prima dată. Și chiar asta am zis. Pe de altă parte, la modul cel mai sincer, eu credeam că ai început și era în procesul de revenire. Încercam atunci, chiar încercam. Sunt sigur că încercai, dar încercai singur. Da. Și zic, bă, după atâta drogangelă, e normal să nu fii în deplinătatea aptitudinilor tale, dai pe drumul cel bun. Dar se pare că trebuia făcut pasul ăsta, care e destul de extrem, așa. Da. Dintre toate drogurile, care e cel mai nenorocit? Am din punctul tău eu. de vedere. Din experiența ta... E experiența mea, oxicodona. Pentru că mi-a rușine să zic înainte, dar asta e adevărul. E heroină făcută în laborator. Făcută pastilă, care trebuie să o înghiți. Pentru oameni fără picioare și fără mâini. Și eu o spălam mi-o tocam și o trăgeam pe nas. Și ce te, chestia aia te paralizează. Nu mai simți sentimente, nu mai simți durere, nu mai simți nimic. La un moment dat am făcut AVC, atac vascular pe o parte. Adică nu mai mi se, puteam să mișc gura, ochii, adică cu un ochi eram închis, cu un ochi deschis. Și aia, după trei dăți, după ce o iei, devii dependent. Dependent, dependent pe bune. Adică trebuie să treci prin sevrage, prin detox, prin... Și mai am eu de la Căcatola n-am putut să mă cac o lună jumate. Și o spun cât de sincer, păi mă doare în folosie. Să, păi nu nu, nu, să nu, nu, să nu poți nu. să te caci o lună jumate și să te piști două săptămâni. E, e grosă. Un tovarăș a murit și a găsit 25 de kg în el. Adică te distruge. Și eu ca să pot să mă curăț, vomitam, Îmi puneam mâinile pe gâș, vomitam e, nu, e moarte drogul. Nu știu cum am putut să iau. E... Bă, hai să nu mai vorbim despre asta, că acum e și o chestie de asta terapeutică, cumva. Dacă vrei, ca un fost dependență, să nu-și mai aduc aminte de perioada, n-ar trebui să mai vorbești atât de intens de chestia asta. Da, mă bucur unul, mă bucur că ai scăpat și vreau să te țină, adică chiar vreau să te țină. Nu, no, Și chiar mi se pare că ești alt om. Cea mai mare diferență pe scenă acum față de cum eram în perioada aia. Presupun că adică ai avut că a fost și beach please. Da. No. Și acolo a fost bombă. Energia, simți oamenii. Înainte nu simțeam nimic. De cum cântam, și atât. Dar acum simți energia. Interacționezi altfel cu publicul. Cânți altfel. Adică vrei ca la fiecare show să cânti mai bine, mai bine, mai bine. Înainte mă gândeam, mă duc când, ce fut după sau ce trag după. Adică mă gândeam că sunt rockstar, că asta, am cea mai tare viață de rockstar. Nu da, nu e, nu e aici, mechiri. Păi -mă, că și acum ești rockstar. Da, dar înainte aveam viață de rockstar la modul mă duc, fac panorama la concert, după mă duc, fut, mă droghez până mă culc. Nu nu e. Mai bine ești rockstar să cânti bine, să-ți vezi de treaba ta. Să. Bun, și acum ai un plan album nou? Da. La asta lucrez acum cu Luca. Suntem pe el de vreo două săptămâni. Aveți drafturi, aveți piese, aveți piese începute, aveți piese da. terminate, cum sunteți? Da. Avem și terminate și începute. Avem și idei. Ce mi se pare foarte tare, tot așa ca switch nu neapărat switch, cât uh, ba da, e switch stilistic, așa a început să scoți și colaborări de astea în zona asta de muzică electronică și de IDM și mai de festival, așa și sună. Adică da, mă spărg. noi îl avem și pe Denis, colegă aici, care mm. exposure, nu vreau să se enervează că el are <laughs> cu fața și nu eu nu trebuie să zic acum că el e, știi? Stim că nu da, trebuie să spun am. Pe de altă parte e talentat ci da, trebuie mă, să lui faci în reclamă pe mine adică. m rupt. la Beach Please cu aia a fost gen efectiv s-a mutat imaginea pe main stage pe, pe, pe stage-ul nostru că gen n-a fost pre-house setul lor n-a fost altceva chiar a fost bombă uh, asta e foarte tare păi și material în zona aia doar în zona aia te-ai gândit să faci? ce zona? În zona aia de EDM, de house, de muzică, de festival, de muzică electronică. De obicei eu făceam piesele și băieții le făceau, dar ar merge. Adică să te calezi, să faci piese originale, from scratch, hmm. fix gândite și chitite pe zona aia. Aș scoate unei piese, așa, nu neapărat un album, că nu e zona mea, dar să stau cu ei în studio să facem treabă ar fi numărul 1. Și 100%, cred că în trei sesiuni scoatem 5-6 piese. Înainte ziceai, înainte zicei și am mi-a plăcut, m -a și distrat. De adică la mine și la psihotrop a rămas vorba asta. Dacă nu iese în 15 minute, piesa mă și plec. Așa e și acum. A, nu, serios, asta a rămas? Da. Dacă nu o simt sau dacă nu dau freestyle în borcan și nu mă sparge pe mine sau pe Luca, nu mai fac. Nu mai fac nimic. Sau dacă nu o scriu în 10 minute, mi se ia. Sau beat dacă l-ascult prea mult, nu mi se pare că când asculți ceva, gen și te spargi din prima, ai, ai vâna, ai altfel de vână să dai. Așa, dacă stai pe un beat trei ore, deja e basic. Nu mai te spargi. Apropo de influențe și de-astea, uh, l menționat pe Dragonul. Și aici e o eu un pattern așa, nu știu cum naiba să zic. Am observat că oameni care s-au drogat de, au rupt la un moment dat în viață s-au refugiat ori în religie, ori în credință, ori Na, în... La mine nu așa. La tine era oricum. La mine am, cel mai important că nu că sunt pula cel mai important am fost eu. Dacă nu voiam eu, putea să dea Părinții mei, familia mea cu cap de ciment. Că tot nu. A fost și voința mea. Dar uite, când am plecat din clinică, de ce nu m-am drogat? Puteam oricând. Și acum pot oricând. Nu. Nu, nu o să fac. Dar de ce n am făcut chestia asta? <fie> m-am speriat brusc, hai zis, no. zis ai Aici cu mare convingere. <fie> și nu, acum, nu, nu. Eu nu cred în ce ăsta. asta. Într-adevăr, Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu. Dar asta nu, cu dar, credința nu... la tine de unde vine? Vine din familie sau. Da, da. 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 Cred în chestia asta că da, a fost și voia lui Dumnezeu, dar prim, prima dată a fost voia mea. Și după a lui Dumnezeu. Îl tot citez pe prietenul ăsta al meu, la un moment dat o să zic și cine a zis vorba asta, că îl știți cu toții. De fapt, curva la bătrânețe vrea să aibă mamă pe Hristos. Da. Adică ca să-și spele păcatele, toate păcatele, la. da. Na, nu asta nu nu și. Nu e așa. și cu dragonul mi-a dat și mesaj dacă îți vine să crezi. După podcast, cu ei. m am văzut la podcast. Dar dragul și super simpatic. Da. Ce ți-a zis? Să am grijă de mine, că nu e ok, pe ce drum am luat-o. Mi-a din prima. Păi dragul nu știe. Și recunoaște mm. și vede semnele. Adică yeah. la vede printre rânduri. Am încercat eu să-mi spun așa, mai volat, cum m-am întâlnit cu el și am vorbit despre tine. M am întâlnit la nu știu ce eveniment și mi-a zis, tot așa printre rândul a încercat să-mi dea de înțeles că bă, nu știu dacă s-a apucat neapărat de detox sau nu știu dacă vrea neapărat să lase, cam asta mi-a zis. Nu. Sau dacă vrea, nu știu dacă iese neapărat. Și se pare că a avut dreptate, dar... Nu, experiențele cu droguri toate sunt la fel. Toate, uite, eu încercam, ziceam, nu mai mă droghez, dar fumez iarbă. Fumam seara iarbă, dar mă rupeam și-o dădeam în altceva. Orice... Probabil de-aia știut. Că și eu acum știu. Adică îmi dau seama instant dacă unul mi-a drogat sau nu. După gesturi, după ochi, după cum vorbește. Și eu înainte credeam că vorbesc fluent. Eu credeam că vorbesc fluent. Că toți ziceau că aia, nu vă articulezi. Ce aveți, mă? Tata m-a sunat și mi-a zis... Am vorbit 40 de minute cu tine la telefon și am înțeles doar că te și eu credeam că vorbesc normal? Dar nu. -are nicio da, nu. nu ar fi ce trebuie. Dar acum, la modul cel mai serios, tu ai simțit responsabilitate pentru influențarea oamenilor care te ascultă. Adică, atunci nu cred că ai simțit-o, dar acum, gândindu-te așa în retroactiv în spate. Da. Da. Simți că a, a avut o responsabilitate sau ești responsabil pentru anumite chestii pe care probabil s-au apucat să le facă unii sau. care e faza asta? Asta e o discuție pe care am avut-o și cu dragonul. Nu neapărat responsabil, că nu am zis la lume bă, drogați vă Asta da. Gen... Da, am și eu acolo, adică mă simt prost. Și nu neapărat din piese. Că toată lumea pe piese, mă rog din comportamentul meu pe internet, cum m-am afișat. Asta mă deranjează. Am vorbit prost, am făcut mai căcaturi. Și copiii râd și eu o iau ca atare. Dar nu poți să te super pe păi. adică... Nu, niciun caz. Că și eu, dacă eram copil, probabil aș fi făcut acele lucruri, dar... un fel îmi pare, într-un fel, îmi pare rău pentru ce am făcut. Dar nu, nu pot să zic că e vina mea, că nu i-am pus eu. Dar, acolo vinam am și eu. Acum dacă s-ar apuca cineva să facă, bă, asta ar trebui să fie o campanie pe bune. Antidrog, o campanie antidrog pe bune ar trebui făcută cu dragonul și cu raba. La modul cel mai serios. Și nu, nu vorbesc prostii, Adică dacă se uită cineva care ar putea să facă asta sau putem să ajutăm, mie mi se pare cât se poate de relevantă chestia asta adică da. și pe sistemul atunci și acum da și mi-a spus și eu doctoră mi-a spus doctor psihiatru mi-a spus eu știu tot despre droguri, nu că am citit pe net că am lucrat cu oameni care se drogau și uite de exemplu Dragonul e un exemplu și eu sunt un exemplu mai tânăr că am luat o parătură mai devreme dar într-un fel e mai bine. Când am a rămas cu sechele. Dacă mai continuam, rămâneam... rămâneai, rămâne, cu semne de astea irreversibile. Adică era... Bă, era grav. Na, ce vrei să zic? Pe de altă parte, apropo, nu știu, te-ai gândit vreodată că ar fi trebuit să insiste ăștia din din anturajul tău sau oameni care ți erau apropiați, ar fi trebuit să insiste mai devreme și mai apăsat așa un picuț? Am încercat, foarte, foarte, foarte mult. Vărul meu, prietenii mei, gagică mea, plângea să ruga de mine în fiecare zi, în fiecare noapte să nu mai fac nimic degeaba. Când ajungi în stagiul ăla de dependență, nu mai te interesează familia, părinții, gagica, nimic. Dacă ai drogul ăla, nu mai trebuie nimic. Asta e distracția ta. Eu zic asta că, bă, de la un punct încolo, e și stăpâmpă pe propria viață. Adică știu că odată ce vine dependența nu mai stăpâmpă absolut nimeni. Da. Dar de la un punct încolo trebuie să știi să cam cere ajutor așa. Da. Și asta voiam să te întreb. Tu ai cerut ajutorul efectiv sau pur și simplu s-a mobilizat lumea? S-a mobilizat lumea. Că eu eram de părere că dacă, dacă pot, dacă vreau eu mă las. Adică eram contra clinică, contra orice. Și mi-am dat seama că am ajuns foarte rău când ajungi în stagiu în care ți-e rău că nu folosești substanțele alea. Adică la mine nu mai, era o nu mai era doar o dependență psihică. Era și fizică. Uite, că luam oxicodonă. Adică ești... Dacă nu luam 6 ore oxicodonă, rău, vomitat, durere de oase, durere, oribil. Și atunci m-au luat tare, familia mea m-a luat tare și -am, am zis dacă am stat și m-am gândit. O să într-o care a nenorocit comunitățile de mineri din state, că de acolo au pornit. Erau foarte mulți care făceau silicoză de la lucru din mină și împotriva durerilor li se prescrea asta. Da. Oxicodonă. Și sunt vreo două sate, am văzut și un documentar cu asta, <coughs> foarte nenorocit, era, sunt vreo două sate de mineri din Statele Unite, bă, pe trei generații erau toți dependenți. Copii de șapte-opt ani erau dependenți. născut născuseră cu predispoziție că mamele lor roaseră <coughs> și trebuie să ia toți. Și e mare dreptate, asta e cea mai mare mizerie. Primul lucru pe care l-ai făcut când ai ieșit din clinică. Am stat cu vară că el m-a foarte mult. El, înainte să mă duc la clinică, efectiv a spus eu stau cu tine non-stop până te lași. O luăm ușor, ușor. Și eu atunci chiar am început să m-am lăsat de Sanax atunci, dar nu știam ce invers o să-mi dea sanax -ul. Adică m-am lăsat și după că n-am mai luat, eu nu știam că există se vrea de Sanax. Și mi-a rupt familia în două. Și el în timpul ăsta mi-a zis, uite, las te de am reușit să mă las din cauza lui, am reușit să mă las de Sanax. Și mi-a zis, uite, ia două grame de... Zic pe față, ia două grame de cocaină, trage cât vrei tu, după mai luăm peste o lună, după peste două, după peste trei. Adică am încercat așa frumos să mă Că făceam crize, mă certam cu el, făceam urât. Și după am făcut psihoză. Și mi-a rupt familia în două. Cam, s am stat trei zile treaz și de la nedormit plus cocaină care au elemente psihotice în cocaină, atunci direct m-a dat în gât și m-a dus. Uh, cu alcoolul cum stai? Uh, nu, nu beau. Înainte beam. De la cocaină bei automat. Da. Dar n-am fost niciodată Așa, foc pe băutură. Bun, și în momentul ăsta, cum arată o zi din viața ta sub tratament? Uh, mă afând în muncă, în general. De, de exemplu, mă trezesc, fac un duș, după mă duc la Luca, că facem împreună un album. stăm, facem o piesă, două, după ies cu Gajica, mea, cu vorbi, mai ies cu brigada mea, să mâncăm semințe, mergem undeva, mâncăm. E pe altfel viața, te primim într-un parc. Înainte ne rupeam toți, ne uitam unul la altul. Ce era tare? Nu era nimic tare. Eu am crezut că tu nu ești pe afară și că e presiunea asta a popularității destul de mare. E, dar acum nu... Adică mă enervează mai mult acum. Înainte eram... Mamă, sunt drogat, mă ia gar, dar... Mergeam foarte mult cu mașina. Nu o vede lumea drogat, râde de mine, le și îndreacu pe acolo. Adică asta era grija mea. Acum, eu nu mă nu mai că nu pot să mă duc și eu mult să mănânc ceva, că mă terorizează copii. Acum, ai ce să faci. <laughs> care a fost cel mai dubios fan care te-a abordat? Adică l-ai pe vreunul în cap care ți-a rămas așa în minte, ai zis ăsta mm. la strânge de gât. As, asta, de, Nu. No. nu, no, vorba vine. Bye. Și de-astea, dar și de asta amuzante, că, băi, în principiu oamenii care vin la tine, nu cred că vine unul ca să te ia la pulă, adică de obicei oamenii când vin la tine nu vin să te ia la pură. Uh, nu, 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 nu știu dacă neapărat fan, dar uite, am avut un concert, nu zic orașul că se supără, și organizatorii, după ce am terminat show, eu să plec. Și ce stai. De ce? Că ne-a dat bani 30 de copii să faci poză cu ei. Și nici ce? Dar pe mine m-ați întrebat, adică efectiv ți-au vândut imagine. Stai, mă, eu mi-am făcut treaba, am mai plătit să cânt, da? Și am cântat o oră, -o să mă suplic. Nu că dezamăgești fanii și ai zis, vă, vrei să ne batem? <laughs> mai dă-te în slobos, mă pui să stau să fac poză, faci tu bani pe cărca mea cum ar veni. Nu, da, asta mi se pare mare. Au scut 70, 70 de lei poza. Mai dă-l în mea. Cum De Deci atâta costă o poză cu rava? Un filmuleț de 10 secunde cu rava, cât costă? Hai. 70 de lei. Ce pula asta? Mă? Pe Ce de am? altă parte, trebuie să recunosc că aplicația aia cu deștere. Bă, deci inclusiv maica mea și-a făcut poză aia, deci este, Vorbesc serios wow. Deci o pun să o trimită După ce terminăm filmarea Deci a făcut maica mea poză cu aia Bine, s-a uitat la live Bă, trebuie să Nu știu dacă am apucat să povestesc asta Deci eu când am aranjat Să mă întâlnesc cu voi M-am văzut separat cu fiecare Cu tine Cumva a fost ok că am rezolvat Cu Luca da, cu Asteca și cu Nane, a trebuit să mă văd separat. Și mm -hmm. n-am putut să ne vedem decât în seara, în ziua de Crăciun, în ajun, mm -hmm. efectiv, când veni să mai că mi-am la mine. Mm -hmm. Și nu știu cum dracu Nane sau Astec, nu mai știu, cred că Nane mi-a zis să ne vedem într-o parcare, dintr-un mol, de pe undeva, de prin, uh, cum îi ziceam, pipera. Mm -hmm. Ai pe aici, ui la stânga, mă duc jos și mai mea zice, "Bun, te duci tu în seara de ajuns? Trebuie să mă văd că am o filmare în câteva zile. Vin și eu. Și eu m-am dus cu maica mea ca să mă întâlnesc cu un și cu astea, ca să vorbim despre asta, că, bă, hai să vedem cum dracu facem, cum ne... Așa, și m-am întâlnit cu ei și era maica mea săraca... A am văzut rar am văzut om mai dezamăgit ca... Deci asta faci tu de fapt? Te întâlnești în parcări cu rapper <laughs> și vorbești măscări și nu știu ce zicea Nane nu știu ce a încercat să zică Nane și mai cum la un moment dat să enerva și bă ia hai terminați cu prostii deci vă vedeți și filmați Mars da, da. băi ce pizda mă hai că e Crăciunul să... <laughs> casă Eram la munte cu aia. <laughs> da, 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 da. Tu erai la munte atunci. Că știu că tu o puneai pe... <laughs> Puneam problema asta că am fost la munte. Asta era problema. Bun, m-ați de la munte. Ah, acum revenim. Re, uh, revenim la, la relația ta cu familia. Cum, cum văd ai tăi unul, revenirea și cum sunt ai tăi acum legat de starea pe care ai și starea în care ești acum, care e mult mai bună. Mama mi-a spus că era dor de mine, că nu mai-am văzut femeie de o grămadă de ani. Tata e șocat, adică și sunt foarte fericiți. Sunt foarte mândri de mine că am putut să fac chestia asta. Dar pe mine asta am atins cu mama, că eram în clinică și a zis. Uh, mi-a zis cum zicea Florine, te văd și eu după atâți ani. Mama nu spune Ravane, îmi spune Florin. Și am rămas așa. Uh, Femeia nu mai învățuse ochii, cu ei. Eram ascuns. Frații, surorile sunt bebeluși. A. Ținecil, nu, Dar acii, m bine. <laughs> Lasă mai bine așa. <laughs> Lasă ochii okay să aibă. să te știe de florin. Da. Lasă, asta e foarte bine. Um... Păi, bă. Asta cu, asta cu revenirea, cam asta e dar. Apropo de ce spuneam, dacă ne-am apucat să facem o campanie, cred, cred că o să încerc să fac eu asta, pentru că mi se pare că nimeni n-are coaie să facă chestia asta și despre dro pericolul drogurilor. Care e foarte mare. Da, care e foarte mare, mai ales la adolescenți. Mi se pare că ești printre cei mai îndreptățiți acum să vorbești despre asta și eu chiar m-aș apuca. Mă tot gândeam treptat, m-aș apuca să fac chestia asta cu tine și cu de dragul meu. Da? Că am o poveste de spus care chiar e reală. Gen. Și efectiv să ne plimbăm prin licee. Da. Efectiv am putea să facem asta. Luca, te bagi la coproducție, Happy fish cu SIC, facem, vorbesc serios, campanie pe bune antidrog. Nu el cu să nu vă prin că scoateți piese de alea cu nu te drogai, mai bine așa și te va lăsa. Pe. nu știu dacă știți mizeriile alea cu te va lăsa prietena. Cu prostia aia de versuri cu unii dintre cei care se drogau au murit. Dar cei mai mulți au supraviețuit. N-am înțeles niciodată. Deci, n-avea niciun sens. Ok. Uh, revenind, dar asta pe, pe, pe bune aș face chestia asta, adică m-aș plimba prin licee efectiv cu voi și ar trebui să ne plimbăm, uh. să, să facem, să vorbim despre... Și, și tata mi-a spus chestia asta, mi-a spus ajută oamenii care au poveste răspuns care chiar adevărată și copiii din ziua de azi sunt ierbivori, cel puțin. Cam să mă, da, mă sperie și pe mine chestia asta și în continuare eu nu credeam Că mai sunt atât de populare legalele astea care sunt niște oh, mizerii. Of, alea nu m-am atins din greșeală odată, dar sunt... E puțin mai jos ca oxicotona, dar e pe acolo, legalele astea. Alea sunt uh, moartea în vacanță. Și ieftine da. și ușor de luat. Alea sunt uh, un foarte mare pericol. Dar, repet, am în cap chestia asta și aș vrea să o fac. Dar dacă facem asta, care e primul lucru pe care l-ai spune? Bună ziua, sunt Rava. Cereți ajutor. Asta e cel mai important. Dacă nu cereți ajutor, nu o să reușiți niciodată singuri. Și dacă reușiți, e ambiția voastră care o să dureze, nu o să dureze mult și o să vă spargă cineva matrix și o să vă apucați iar. Da, așa cu un tratament, cu un ajutor, e mai greu să te apuci. E foarte greu. Dar crezi că nu ți ieșea dacă nu erai în izolare acolo? Nu. Să dacă eram în România, nu. Că e legeritatea aia. eu sunt în București, sunt în România. Dar așa în Turcia când nu știi pe nimeni, auzi o limbă străină în continuu și ești închis între patru pereți, nu ai ce să faci. Și apreciezi casa altfel, apreciezi totul. Eu înainte n-am mai fost la zilele de naștere din casa mea și suntem 5 peni și într-o casă. N-am mai fost de ani de zile, adică eram plecat pe străzi din Nu mai apreciam nimic. Nu știam ce se întâmplă în casă, nu știam e chireul mama, nu știam. Și acum apreciez lucrurile altfel. Mai aveam o chestie, dar pe care voiam să -o, o, întreb, dar acum am a rămas mintea la asta cu nu mă bucuram de absolut nimic și eram foarte deconectat. Și că nu mai apreciam. Băi, nu vreau să ne întindem pentru că asta un foarte mare e povestea. Unu, dacă vi se pare idee bună să facem efectiv treaba asta cu plimbatul prin școli, eu aș face-o cu cea mai mare și cu dragă inimă m -aș... Nu știu, să văd cu cine aș putea să mai vorbesc cred că aș putea să vorbesc cu Aluziva, ca să ne ajute, adică să ne dăm mâine mai mulți oameni de ăștia care suntem pe online. Să facem chestia asta, să facem pe bune. Da. Uh, mi s-ar părea tare. Doi. Uh, altă chestie pe care voiam să te întreb. Uh, crezi că acum dacă ar mai apărea tentația, contează foarte mult faptul că e familia care te-a văzut din nou Florin și te trage înapoi de asta? Da. Adică, bă, hai să spunem lucrurilor pe nume. Și am mai întrebat și mi-a zis că visai. Dar literalmente. Care a fost primul gând pe care l-ai avut când a apărut tentația din nou? Lasă că visai că te droghezi și prostiile astea. Am... a fost și în fața mea, adică am... au, treb... au tras niște băieți în fața mea linii de cox și m-a întrebat dacă vreau. Și am zis că nu nu mai mă întorc acolo. Adică nu este chestia, m-am lăsat, dar mai trag o linie. Nu, nu există. ai tras o linie, te-ai dus. Nu mai gata. Te-ai dus. Dacă tragi un fum, te-ai dus. Dacă orice faci. Ori rămâi în picioare și ești pulă pe bune, ca asta înseamnă să fii pulă. Nu înseamnă să te zmardoi, să te droghezi, Înseamnă să ai bani în buzunar. Asta înseamnă să fii pulă. Să ai bani în buzunar, să stai în umbră, să nu te știe nimeni. Și nu e. Nu stă în haine, în, în bătăi, în droguri și în să fii pulă pe internet. pula e să stai liniștit, să în cadou lumată, să te bucuri de lucrurile astea. Gata, mi-a tăiat tu și mie să fii pe internet. M-a rezolvat și pe mine. M-a trecut la pielea pulii. Ai auzit, mamă? Ca să fie clar, dacă te uiți la podcastul ăsta, deci sunt pielea pulii pe internet. Nu, 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 Să lasă nu noi să fim sănătoși. Ziceai că ai avut uh, istoric de ăsta infracțional cumva. Da. Unele chestii nu putem să le trecem în revistă aici, că probabil e ca și cum te-ai gât singur. Da. Eh, nu vrem asta. Pe de altă parte, are legătură faptul că ai cozile alea la miliție, ca să zic așa, și cu perioada în care te drogai? Adică între droguri și comportament infracțional da. este legătură, clar? Da, da, e cercul care... Copil normal, efectiv eram un copil normal, te face să ai comportament de animal. Să arzi lumea, să te duci, să te bată, să faci... Să Și nu e. Cercul ăsta, pe lângă, când te droghezi, cu oameni care, care se droghează. Oamenii care se droghează nu fac lucruri bune. Ajungi de aici traficant, faci prostii, dai gherle la oameni, te caută lumea. Și m-am ales cu trei dosare penale. 4, 1 s-a dus, 3. Să ai 3 dosare nu e șmecherie. Dar următoarea faptă mi-au -mi între 9 și 12 ani. Că vine în coada. Da. Deci de acum planui să te și cumințești. Da, Definitiv. da. Mă, da. bon, foarte greu. E foarte apăsat podcastul ăsta. Când vin foarte multe lucruri în cap să Pe de altă parte îmi dau seama că trebuie să, -și, trebuie să te și menajez. Tu acum ești în proces de revenire, adică încă nu ți-ai revenit complet. am scăpat de toate sechelele de la droguri, tremurat, bulbuit, toate chestiile astea, dar toată viața o să fiu în procesul ăsta. Că dependența e o boală mentală care rămâne până mori. Pentru că eu acum în sistemul central din creierul meu Mi-am dus niște chestii la culcare Dacă eu trag o linie Le trezesc Și o apuc chiar pe drumul ăla Științific vorbim chiar așa e Cu sistemul Bă central nu, așa e, da. Sistemul central e foarte afectat în momentul de față Și trebuie să-l țin Și să dorm acolo Dacă îl trezesc, m-am dus Mă apuc chiar mm. Nu mi-aș dori asta da, și nicio, repet, niciodată. mă bucur foarte tare că te văd așa <coughs> și că te văd întreg și că e ok și exact cum spuneam, vreau să fie mai scurtuți episodul ăsta pentru că focusul în principiu vreau să fie pe băi și a revenit Ravane... Ravane... Și -a revenit Ravaneli și a revenit Rava și e bine și mă bucur și îl văd om și cel mai probabil acum mergem să mâncăm. Lucru pe care nu mi-aș fi închipuit că o să pot să-l fac vreodată Nu mâncăm, cu ei, nu mâncăm. <laughs> <laughs> și mi se pare tare. Și de aici plecăm și la, ca să vă spunem clar, să vă dați seama cam când oh, am filmat, lanțării. plecăm și la listening party de la albumul Shatra, care... Și aveți videoclip, nu? Da. Cu care și tu. Da, o să, Lanțări fie, de o să fie bombă. Și albumul a culcat. Altceva. Doamne, bă, ce bine, și mă bucur că ești și pe treabă. Și cam ăsta e. Ăsta e, 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 din punctul meu de vedere, ăsta e printre cele mai speciale, aproximativ, discuții Mulțumesc, pe care le-am făcut Ever, în sensul în care Rava mie mi-a plăcut tot timpul. Ți-am zis, nu știu cât m-a luat în serios, că sunt la suport moral, oricând, da. oriunde, de câte vrei să zici da. ceva, sunt aici mă sunați, Luca știe foarte bine mm -hmm. că la datorie. Pe vremuri puteai să zici că ești la datorie ca soldatul rus, nu poți mai zice acum că are o altă conotație pișama și pe războiul lor. Așa, da. Asta e. Nu, sunt la datorie aici, n-am ce să fac. Și dă cu muzica înainte. Băi, și nu uita ce a zis og -ul. A zis foarte bine OGEU în toată înțelepciunea lui, uh, în toată înțelepciunea lui, e și deștept. Asta era glumă. Cu aia, cu bă, ai un talent pe care ți l-a lăsat Dumnezeu, nu îți mai bate joc de el. Da. Încerc, o să încerc să facem treaba asta cu plimbatul prin școli. Uh -huh. La modul cel mai serios. Dacă o să fac o campanie antidrog serioasă, uh, mi-ar plăcea să facem asta. Facem. Ar fi cel mai cel mai corect, cel mai cinstit. Și cam asta e. Urmează secțiunea de Rava versus Patronatul Gojiresc, dar asta se întâmplă doar pe Patreon, trebuie să-mi fac și eu softau, nu vă uitați la mine. Uh, Rava răspunde patronatului Gojiresc, aveți în linkul de mai jos patreon aproximativ Gojira. Acolo de fiecare dată când uh, vine cineva invitat, spun dinainte și dacă au patroni întrebări directe către invitat, facem chestia asta. N-am putut să mă abțin să nu facem podcastul ăsta la masă. Mi s-a părut funny. <laughs> și el asta e pentru tine, asta Trei microfoane la Rava de unde n-a avut niciunul data trecută. Așa, și cam despre asta e vorba. Băi, bine că ți-ai revenit. Thank Doamne